Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de 116 ediții de analize economice, un proiect comun Indice Viitor, își privesc eu. Toate celelalte ediții le puteți urmări pe pagina Indice Viitor sau pe pagina Privesc Eu sau pagina mea ionita.md. Această ediție vom vorbi despre deșeurile din Republica Moldova. Este doar prima dată când vorbim sub acest aspect și anume vom lua deșeurile din metal, voi explica din ce cauză. Vreau doar să menționez că această ediție a fost realizată în parteneriat cu Asociația din domeniul colectării, reciclării și exportului de metal, asociație care ne-a ajutat atât colectarea datelor, cât și cu înțelegerea mai clară a problemelor din acest domeniu, deoarece într-adevăr avem probleme. Înainte de a trece la subiect, înainte de a vorbi despre deșeurile din Republica Moldova, trebuie să aducem două clarificări ca să înțelegem despre ce discutăm noi. Când vorbim despre deșeuri, ele pot fi împărțite în două grupe mari. Deșeurile, două grupe. Deșeurile municipale, care noi în prezent avem date, spre exemplu, noi toate deșeurile care sunt în Republica Moldova și care nu sunt colectate, cred că idei nu avem cât, în Uniunea Europeană, spre exemplu, deșeurile municipale reprezintă doar 25% din toate deșeurile, deci noi avem date privind deșeurile municipale, care sunt parte iarăși deșeurile populației, deșeurile instituțiilor și agențiilor economice. Evident, acolo mai sunt și deșeuri foarte periculoase, noi astăzi nu vom vorbi, ne vom concentra la deșeurile populației, populația este cel mai mare furnizor de deșeuri în Republica Moldova și aici iarăși avem câteva tipuri de deșeuri, avem deșeuri de menajere care cel care miroase urât, care le știm, oamenii din țânțăreni sunt nemulțumiți permanent. Apoi avem deșeurile care ar trebui să fie reciclate, însă în Republica Moldova avem probleme mari la acest capitol. Le voi număra grupurile de bază. Metal, plastic, sticlă, hârtie. Dacă în capitolul metal, și aici este blestemul acestei ramuri, deoarece aceste deșeuri aduc și venituri și ele cum ar fi să autofinanțează, noi avem cu totul altă problemă, este blestemul banilor care alau ei și întotdeauna politicul s-a băgat și a încercat să introduc fel de fel de scheme ca să aibă o rentă de corupție în acest domeniu. La celălalt capitol de deșeuri noi suntem într-o problemă foarte mare. Spre exemplu, plasticul, noi reciclăm doar 3% din tot plastic, restul îl vedeți pe străzile, pe drumurile noastre, pe câmpurile noastre. De multe ori când merg prin sate am impresia că au înflorit câmpurile doar și sunt pline cu plastic. Deci avem probleme la reciclare și din acest motiv noi suntem foarte și foarte în urmă la capitolul deșeurile și Moldova are o problemă mare aici și trebuie să o recunoaștem. Al doilea aspect care vreau să vorbim este legat totuși atunci când vorbim de deșeuri. Și în cazul ăla deșeurile de metal, întrebarea este că trebuie să împărțim în trei subiecte. Primul ține însuși de faptul că sarcina de bază a statului este reciclarea deșeurilor, inclusiv de metal. Deci prima politică a statului, prima pe cine se concentrează statul, trebuie să garanteze că deșeurile vor fi reciclate. Ele nu vor rămâne pe stradă, nu vor rămâne pe câmp și nu ne vor împânzi țara noastră cu gunoi. Al doilea lucru, să înțelegem că în gestionarea și reciclarea deșeurilor sunt implicate mai multe companii. Și atunci noi înțelegem că asta este o afacere, oameni care investesc milioane de euro și statul trebuie să gândească cum încurajează aceste afaceri și cum are grijă ca ele să nu se confrunte cu probleme, deoarece dacă ai o problemă într-un sector de reciclare deșeurilor, iarăși te întorci înapoi de unde ai venit și iarăși transformă într-o țară la urnă de gunoi sau gunoiște și noua țară civilizată care știe cum să recicleze deșeurile. Și trei, da, pe anumite segmente, inclusiv la plastic, la hârtie, la metal în mod special, deșeurile mai sunt și o sursă de venit pentru păturile social vulnerabile și atunci eu cu stat mă gândesc cum eu protejez acești oameni, că această sursă de venit, care de multe ori pentru dânsă este critică, să asigur că nu vor fi lipsite de aceste surse. Deci am înțeles, avem mai multe tipuri de deșeuri unde noi suntem într-o situație dezastruoasă. Aparent ar părea mai bine că stăm la capitolul metal, dar țin cont că aici, într-adevăr, se învârtesc bani destul de mari. Avem întotdeauna ingerința politicului și dorința de a monopoliza și de a controla sectorul pentru a-și lua renta de corupție. Doi, avem o afacere care sunt zeci de companii implicate. Spre exemplu, la metal avem vreo 15 companii, în total vreo 1500 de angajați lucrează în acest sector și avem populația social vulnerabilă care colectează aceste deșeuri. La metal sunt implicați undeva vreo 40.000 de persoane, ceea ce înseamnă
cu tot membrii familiei, veniturile din deșeuri de metal sunt o sursă de venit pentru circa 80-90 de mii de persoane din Republica Moldova, din păturile social vulnerabile. Astăzi voi începe cu concluzii. Nu foarte des fac acest lucru, dar astăzi vreau să încep cu concluziile, deoarece eu am identificat 5 alerte majore. Sunt mai multe probleme, la unele din ele va trebui să revenim în mod separat să discutăm acest aspect, dar astăzi vreau să mă opresc la 5 alerte majore în domeniul deșeurilor de reciclare metalelor. De ce vorbesc de aceste 5 alerte? Astăzi am reușit și veți vedea, am reușit chiar să calculez care este componenta corupției la tot ce înseamnă metalul, care a fost și care se încearcă acum iară să fie restabilită, că am scăpat câțiva ani de zile de ea. Iar haideți să-l luăm la rând. Primul lucru care trebuie să-l constatăm este că în acest an, din păcate, 150.000 de tone de metal nu va fi reciclat. Deci el va rămâne pe câmpurile, în ogrăzile și pe străzile noastre. Câte astea 150.000 este jumătate din cât reciclăm noi. Deci din cauza că s-au întreprins anumite acțiuni care, după mine, sunt nu tocmai inspirate și va trebui să vedem cauzele și motivele ce s-a întâmplat acest lucru, noi în acest an 150.000 de tone de metal vor rămâne pe străză. Eu știu că atunci când spun 150.000 de tone, pentru oamenii astea, băi, de ce asta 150.000 de tone? Haideți să vă explic, așa să fie clar. 150.000 de tone, asta înseamnă 120.000 de automobile. Deci atâta cântărește 120.000 de automobile. Pus în rând, asta e 750 de kilometri. Deci în acest an, deșeurile care nu vor fi reciclate și vor rămâne pe teritoriul Republicii Moldova, deoarece noi am paralizat această industrie, este echivalent cum ai bloca un drum de la Giurgiulești până la Otaci, sau dacă vă place, până la Lipcani, pe ambele benzi și încă îți mai rămâne câțiva kilometri de drum, de mașină, câțiva kilometri de mașină care n-ai unde le parca. Deci asta este amploarea crizei în care ne aflăm noi în prezent. 150 de milioane de tone de deșeuri de metal în acesta nu vor fi reciclate. Partea proastă este că dacă nu se va interveni rapid și dacă nu vom face ordine în sector, această criză riscă să continue în 2024-2025 și atunci noi dintr-o țară care cel puțin într-un domeniu al deșeurilor, acele de metal, am reușit cât de cât să avansăm, degradăm ani în urmă și avem probleme foarte mari. Al doilea, după cum am spus, lângă faptul că avem de colectat deșeurile, aici în metal avem și riscul sporit ca majoritatea companiilor din acest domeniu, unde activează 1500 de oameni, să falimenteze. Și aici vreau să atrag atenția. Până în 2019, metalul noi o știam doar din perspectiva corupției. Noi știam că metalul este controlat, noi știam că politicul s-a băgat aici și atunci a venit guvernul Maia Sandu și a liberalizat piața metalelor. A fost ultimul lucru care l-a făcut înainte de a-și da demisia și noi veți vedea la sfârșit, într-adevăr, piața aceasta a răsuflat ușurat. Păi în 2019, după ce a fost liberalizat piața aceasta, s-a încheiat un contract social. Deci statul a spus agenților economici, oameni buni, mai mult noi nu mai dăm peste voi, mai mult noi nu vă monopolizăm, vă dăm voie să activați în mod normal, deci liber faceți investiții, oamenii au investit milioane de euro pentru a cumpăra utilaje, echipamente noi, iar acum statul spune, nu vă spărați băieți, dar nouă ne-a plăcut cum a fost monopolul și-l introducem înapoi. Zeci de companii acum, nu zeci, dar undeva 15 companii risc să falimenteze, lucru care evident rupe contract social semnat în 2016, fapt care trebuie condamnat și eu sper că într-o viitor apropiat va apărea în Republica Moldova o listă neagră a miniștilor, deputaților care promovează legi anticoncurență, legi anti-inițiativa privată și legi din gerința statului în viața economică. Lucru care aceste trei fenomene negative care au existat în Republica Moldova ne-au dat titlul cele mai săraci țări din Europa, și care ne face să fim, de multe ori, să ne fie rușini de ceea ce se întâmplă la noi. Noi acum luptăm ca să ne scăpăm de aceste lucruri, noi luptăm ca să avem o țară, într-adevăr, competitivă, liberă, unde inițiativa privată este la locul ei, iar de multe ori unii politicieni, sub diferite pretexte, vor să ne întoarcă înapoi aceste trei lucruri negative, deci ar trebui din când în când să-i facem public ca țara să-și cunoască eroii. Mai departe, avem un risc sporit de monopolizare. Deci,
sub diferite tertipuri legislative, sub diferite pretexte, întotdeauna veți vedea cei care bagă scheme de corupție, întotdeauna au grijă de cetățeni, grijă de bugetul statului. Asta vă spun întotdeauna. Mi-aduc aminte când a fost monopolul metalului, spunea că dacă noi nu păstrăm acest monopol, toate capacele vor fi furate și oamenii vor cădea în găurile de canalizație și nu știu ce se va întâmpla cu dânsi. N-am mai căzit nici oameni din gaură de canalizație. Dar astăzi voi da prima dată, deci am putut demonstra prin cifre și veți vedea astăzi cifra de asta, acum vă rog să mă credeți pe cuvânt, dar la sfârșit veți vedea cifrele, renta de monopol sau renta corupției. Monopolizarea pieței. Noi totdeauna știm că monopolul e rău, monopolul e rău, dar niciodată nimeni n-a demonstrat prin cifre, dar de ce e rău monopolul? Păi uitați ce e rău monopolul. Atunci când am avut în Republica Moldova monopol, monopoliștul s-a luat abuziv 20% din prețul de vânzare a metalului. Asta însemna anual 15-20 de milioane de dolari. Deci anual cetățenii noștri erau deposedați în mod barbar de circa 15-20, de la an la an diferea, 15-20 de milioane de dolari anual. După aceasta, câțiva ani de zile a fost o liniște, iar acum să încearcă înapoi de a introduce monopolul, pentru că cetățeanul iarăși fie deposedat de bani. Deci monopolistul, fiind de fiecare dată protejat de factorii de decizie, de la guvern, de la parlament, întotdeauna monopolistul a reușit să facă acest lucru. Nu este un punct introdus, de ce vreau să-l introduc. Prin aceste 5 alerte care mai sunt, mai este una. Banii murdari care vin la monopolist din cauza că obține un privilegiu băgat prin lege, cum a fost la noi, banii aceștia sunt utilizați pentru corupere politicienilor. De cel mai grav lucru este, nu de aceea că noi suntem furați de 15-20 milioane de dolari pe an, cel mai grav lucru este că banii aceștia, murdari, după aceasta sunt folosiți pentru corupere politicienilor. Asta trebuie să o țineți minte, nu este inclus, dar cred că este o problemă majoră. Mai departe, compromiterea venitului la 85.000 de persoane. Deci, colectarea metalului este, pe lângă companiile care activează, acei 1.500 de oameni, mai avem 45.000 de oameni care colectează și toți cu membrii familiilor sunt 85.000 de oameni. Aceștia sunt cei care nu sunt cei mai bogați oameni. Nu sunt nici cei mai săraci, nici cei mai bogați. Noi am catalogat că primii 50% din oamenii care au venituri mai modeste. Păi pentru ei acum, deja venituri în acest an, pentru ei sunt compromise, ei vor obține în acest an cu mult mai puțin bani decât au obținut în anii precedenți, din cauza că deja s-au făcut multe erori, iar pe viitor risc că ei această sursă de venit care era pentru ei să nu mai fie. Deci statul trebuie să se minte. Noi trebuie să colectăm deșeurile. Noi trebuie să asigurăm concurență și să avem companii care activează și noi trebuie să protejăm pătrul social vulnerabil. Dacă nu facem aceste trei lucruri, întrebarea mea, dar pentru ce mai trebuiți voi ca stat? Cui trebuiți voi dacă voi nu puteți garanta aceste trei lucruri? Și ultima, compromiterea parcursului european a Republicii Moldova. Asta este cel mai grav lucru. Republica Moldova și-a luat niște angajamente pe parcursul european, din care voi menționa două. Una, vom face ordine tot ce înseamnă monopolurile și dezoligarhizarea, așa am numit-o noi, și asta a fost una din condiționalități și noi trebuie să respectăm acest lucru și nu trebuie să întoarcem nici sub o formă care încercăm să fie de fel de justificări. Vă spun, tot ce discutăm în prezent este un subiect de corupție de 20 de milioane de dolari, acum suma cât voi explica acușa, și toate celelalte explicații sunt pentru a ne adormi nouă vigilența, dar de fapt tot ce se dorește este să dorește jăfuirea cetățenilor de cel puțin 20 de milioane de dolari anual. Asta este primul subiect. Și al doilea este, noi trebuie să ne învățăm în sfârșit gestionăm deșeurile noastre. Deci nu poți pretinde să fii o țară a Uniunii Europene în condiția când tu ai țara plină cu deșeuri și nu ai nicio capacitate de a gestiona colectarea și reciclarea lor. Dar haideți să mergem repede. Dacă ne uităm la primul grafic, deci tot ce ați văzut, am început cu concluziile, toate aceste concluzii se bazează pe cifrele pe care le voi prezenta mai departe. Dacă ne uităm atent, Republica Moldova în prezent, anual, colectează cam 3 milioane tone de milioane metri cubi, nu ce scuză, nu tone, biroul statistic, dar metri cubi de deșeuri. Aceasta, pe departe, nu sunt toate deșeurile publice Moldova, deoarece sunt doar deșeurile municipale, volumul total de deșeuri care produce Republica Moldova și cât noi nu reușim să colectăm, cred că în alte analize vom ne opri. Dar astăzi vreau să mă opresc anume la metale. De unde apar în general deșeurile de metale în Republica Moldova? Foarte multe lume întreabă, de unde Moldova anual procesează sau reciclează 300.000 de tone de metal? De unde avem noi metal? Vă voi da doar un singur exemplu. Dumneavoastră știți că anual Republica Moldova importă cam 30.000 de automobile, ceea ce înseamnă 40.000 de tone de metal, care la un moment dat devine metal care trebuie reciclat.
Asta vorbim doar de automobile, nu vorbim de alte tipuri de echipamente, nu vorbim de mașini. Deci noi anual, dar automobilele nou, ne aduc 15% din toate deșeurile de metal care le are Republica Moldova. Uitați-vă o cifră. Automobile fantomă, ca să fie clar. În 2010 noi aveam 80.000 de automobile fantomă. Ce înseamnă automobile? Este sunt automobile care au fost importate în Republica Moldova și în un moment dat omul nu are nici asigurare, nici asigurare, nici revizii tehnică, asta înseamnă că el cu mașina nu umblă. Deci ce se întâmplă cu mașina aceasta? A fost disamblată, nu mai este în prezent, am ajuns la 260.000 de mașini, nimeni nu știe și cu dânsele. Unde stau ele? Și cu dânsele. Deci, încă o dată, repet, noi doar de la automobile producem anual undeva 30-40.000 de tone de deșeuri. Evident, piața aceasta, spre deosebire de toate celelalte deșeuri. La plastic, poate acum am început să facem ordine și sper că va fi bine. La celelalte deșeuri, noi ne temem să ne apropiem, încă n-am rezolvat problema. Unica piață de deșeuri unde se câștiga bine era piața metalelor și uitați-vă. Piața era în 2015 era de 62 de milioane de dolari. De atâta metal noi am vândut în 2015. În 2021 a fost anul de aur când a fost cel mai bun de preț internațional, s-a reușit 142 de milioane de dolari. În acest an, din cauza unor politici greșite, să spunem, la prima etapă, ca să nu folosim alte aprecieri acum, cred că piața va fi maxim 65 de milioane, deci o estimăm acum la 63,7, dar cred că maxim 65 de milioane. Deci este o cădere de peste două ori, da, a scăzut și prețul, dar cel mai tare nu este prețul, a scăzut volumele. În acest an, noi nu vom recicla jumătate din tot metalul care trebuia să reciclăm. Deci asta este mărimea pieței. Dar după cum am spus, pe lângă faptul că această piață are blestemul IFIN, că aduce bani, toți policienii se bagă aici și vor să aie, sunt fructe și din această bucată, să nu uităm că aceasta este o sursă de venit pentru oamenii săraci. Cât au câștigat oamenii în această perioadă? Noi știm care era prețul de achiziția metalului de la populație. Noi știm că populația vinde undeva 80% din tot metalul și noi știm volumele care au fost în acest motiv destul de clar. Noi putem să calculăm cât au câștigat cetățenii Republicii Moldova din vânzarea deșeurilor. Încă o dată repet, metalul nu este un produs, nu este un fruct crescut în copac, nu este ceva. Deci este deșeu care trebuie colectat. Deci cetățenii noștri săraci, colectând metalul, ni rezolvă o problemă de gunoi în țară, e totodată i-au câștigat 2015, vedeți, 458 de milioane de lei, 2016, 408, 2021 a fost cel mai bun an, 1.356 de milioane de lei, în acest an, din păcate, va fi cel mai prost an, 480 de milioane de lei. De fapt, veniturile cetățenilor de la reciclarea metalului în acest an scad cu aproape 1 miliard de lei. Și aici vorbim de cei mai săraci oameni. Vreau să fac încă o remarcă care am zis că nu o face, le voi face. Imaginați-vă când avem oameni săraci. Imaginați-vă că avem iarnă în față unde va fi frig sau cald, încă nu știm. Guvernul de pe acum caută bani ca să ajute oameni săraci. Căutând acești bani, se adresează la partenerii noștri și ne spune, dați-ne vă rog 1 miliard de lei ca să ajutăm oameni săraci perioada receanului. Și adoptând niște decizii proaste. Fură, că altfel nu pot spune, la acești cetățeni 1 miliard de lei și acum cerem la partenerii externi să dea acest miliard ca să-l dăm noi perioada receanului. Deci în acest an oamenii săraci vor pierde acest miliard de lei. Cât reprezintă aceste 480 de milioane de lei pentru familiile care reciclează metal? Deci noi știm cam care sunt veniturile acestor familii, că nu este greu să le determini. Noi știm cât câștigă ei mediu pe metal și putem observa că până în 2020 veniturile populației sau acestor oameni care colectează gunoi, încă o dată repet, sunt vreo 40.000 de familii în toată țara, ceea ce reprezintă undeva un 4%, un 5% din toate familiile din țara noastră. Deci veniturile lor la 25% era din metal. Deci 25% din toate veniturile care le câștigau acești oameni erau din vânzarea metalului. Ceea ce reprezintă cam cheltuielile care le au pe timpul iernii pentru încălzire. O spun lucrul acesta ca să fie mai clar. În 2021 a fost 41%, iar în acest an venitul lor va fi cel mai mic din toată istoria lor. Prima dată venitul lor va fi 10%. Deci, practic, ei au fost deposedați totalmente de venituri. Doar 10% din toți banii sau de 4 ori mai puțin decât a fost 2 ani în urmă sau de 2-3-5 ori mai puțin decât tradițional aveau 25% din toți banii care câștigau familia era din acest lucru. Și am zis, componenta corupției. Mi-ați întrebat, cum am calculat eu că e 20% corupția? Foarte simplu. Avem datele din 2016, cred că cu timpul voi găsi date mai vechi, dar e suficient din 2016. Avem cu cât s-a vândut, cât Moldova a vândut metalul și avem cu cât Moldova a procurat metalul de la populație. Altfel spus,
Atunci când metalul se vindea cu 315 dolari, cetățeanul cât primea? Asta a fost în 2018. 128 de dolari. Și atunci am calculat cât primea cetățeanul Republicii Moldova din prețul metalului, adică compania care vindea metalul. Cât îi dădea cetățeanul și cât îi oprea ei și dădea la policienii care i-au protejat prin legislația coruptă. Răspunsul este unul foarte simplu. Până în 2018, cetățenii noștri primeau de la vânzare metalul și 2019 parțial, primeau undeva 40%. Adică dacă companiile care operau aici vindeau metalul cu 100 de dolari, cetățeanul nostru primea numai 40. Restul dispăreau. În 2020, după ce noi am liberalizat piața metalului, în 2020, după ce la noi legislația a fost modificată și a apărut concurența reală pe piață, plus a fost în contextul internațional, companiile au început să lupte pentru clienți. Companiile au început să dea prețuri mai mari și uitați-vă, 65%. În 2021, 75%. Dacă înainte dintr-o 100 de dolari tu primeai numai 40, în 2021, dintr-o 100 de dolari, tu primeai deja 75. Eu n-am luat 75 ca să nu fiu învinuit că am exagerat, dar am luat în mediu 60%. Și atunci se primește că la noi companiile, de fapt, acel 20% care nu l-a primit cetățenul când piața era monopolizată, și care le primește acum după ce piața nu mai este monopol, de fapt asta este prețul corupției în Republica Moldova. Deci cetățenii noștri, în condițiile de monopol, au fost, și acum se încearcă iarăși, să fie iarăși deposedați de 20 de dolari la fiecare 100 de dolari. Ai 100 de milioane de dolari, 20 de milioane. Asta e foarte simplu, deci matematica e simplă de tot, nu trebuie să te complici. Deci avem monopolizare, avem lichidarea companiilor care au făcut investiții de milioane, avem metal care a rămas pe drumurile noastre, 150 de milioane de tone, anul acesta nu mai fi reciclat, și avem populația care pierde 900 de milioane de lei. Mi-ați întrebat, dar cine câștigă? Câștigă cei care, prin diferite tipuri legislative, încearcă, încă nu s-a reușit doar, s-a făcut câțiva pași, dar acum se încearcă mai departe, încearcă monopolizarea pieței, încearcă renta de corupție să fie introdusă înapoi, iar costul, atunci când veți auzi subiectul despre metal și veți auzi fel de fel de dezbateri, că vrem să facem bine, nu și vrem să facem, țineți minte. Subiectul care se discută este cum sfurăm la cetățeni 20 de milioane de dolari în fiecare an. Câteodată mai puțin în 15 milioane când prețul scade, câteodată mai mult în 25 sau chiar 30 milioane când prețurile internaționale sunt bune. Asta este subiectul care se discută. Asta nu trebuie să permitem. O țară membră a Uniunii Europene trebuie să asigure o economie concurențială, trebuie să asigure inițiativa privată și trebuie să limiteze ingerința statului în economie, deoarece el, cum a demonstrat-o, în toate monopolurile, aduce dezastru economic, aduce sărăcie populației și aduce corupție în rândul celor care protejează afacerile murdare. Noi nu avem nevoie de așa ceva și Republica Moldova are un plan exact de integrare europeană, iar acest subiect, care din păcate, dintr-un subiect exemplu, cum trebuie Moldova să recicleze deșeurile, a devenit o rușine națională, va trebui să revenim la el pentru a nu permite perturbarea parcursului european în Republicii Moldova. Nu se merită pentru 20 de milioane de dolari nenorociți să distrugem perspectiva de integrare europeană în Republicii Moldova. Noi și așa, după jaful bancar din 2014, am ratat până în prezent peste 35 de miliarde de lei sub formă de granturi sau aproape 2 miliarde de dolari. Eu cred că Republica Moldova ajunge cât am plătit prețul corupției care a fost prea mare pentru noi și noi nu trebuie să admitem în viitor, iar cei care vor promova astfel de legi proaste care distrug tot ce înseamnă perspectiva europeană în Republica Moldova, la un moment dat trebuie să penalizați public pentru să nu mai aibă curajul să facă lucruri care nu stă bine unei țări care pretinde de a fi o țară europeană. Vă mulțumesc și până la următoare!